face ție ce vei ce-ai bine vestit. Tatălui și al Fiului și al Sfântului. Nu ți este îngăduit să ții pe femeia fratelui tău. Din Sfânta Evanghelie a Sărbătorii de astăzi, de la Marcu, capitolul 6, versetul 18. Preasfinția voastră, Preacuvioase Părinte Exar, Preacucernice Părinte Decan, Preacucernici Părinți Consilier, Preacucernici Părinți Protopop, Preacuvioși Preacucernici Părinți, Preacuvioase Maică Stareță, Preacuvioase Maici, onorate oficialități și iubiți frați și surori. La această mare sărbătoare, când Preasfințitul Petroniu a avut dragostea de a ne invita să fim împreună cu frățiile voastre, subiectul la care aș vrea să medităm câteva clipe l-am intitulat așa: Vrăjmașul de moarte al familiei este depravare. Într-o lume necreștină, în care zicem noi că rigoarea morală lipsea, oarecum ar fi mai de înțeles păcatele acestea oribile? Divorțul, incestul, desfrâul, prostituția, avortul și altele. Lucruri considerate atunci, zicem noi, normale și morale, în ghilimele. Dar în lumea noastră, care de 2000 de ani este creștină, ele își mai au loc? Patimile care macină societatea duc la prăbușirea familiei. Și nu numai din punct de vedere spiritual, dar întâi de toate, din punct de vedere spiritual, suntem în mare pagubă, dar și din punct de vedere al vieții noastre sociale. Pentru că Sfântul Ioan Botezătorul, în cel privește pe Irod, n-a avut liniște văzându-l că petrece în desfrânare, în incest, ca divorțat de soția sa și acum a luat-o pe femeia fratelui său. Și îi spunea, așa cum ne relatează Evanghelia după Matei, că nu ți este îngăduit să o ai de femeie pe soția fratelui tău. De ce zicea lucrul acesta și de ce zicem și noi lucrul acesta? Pentru că familia este forma socială de bază întemeiată prin căsătorie, constând din soț, soție și copii. Era forma socială de bază și atunci și este și astăzi. Ori, am afirmat de la început că vrăjmașul de moarte al familiei este depravarea.
În toate veacurile au existat păcate, dar parcă veacul nostru este mai pecetluit de erotism decât oricare alt veac. Familia, așa cum ne învață Biserica creștină, este comuniunea de iubire ce se realizează prin taina cununiei. Familia a fost întemeiată de Dumnezeu în rai. Citim în Cartea Facerii, în capitolul 1, versetele 27 și 28, că l-a făcut Dumnezeu pe om după chipul său, bărbat și femeie l-a făcut pe el și i-a binecuvântat și le-a zis: creșteți și vă mulțiți și stăpâniți pământul. Iar când Domnul Hristos era pe pământ, prima minune a făcut-o la nunta din Cana Galilei, ridicând însoțirea dintre bărbați și femeie la rangul de taină. Pentru că unirea dintre bărbați și femeie constituie o taină care se raportează la taina unirii dintre Hristos și biserică. Oare nu ne spune Sfântul Apostol Pavel în epistola de la Efeseni, în capitolul 5, versetul 32, taina aceasta mare este, iar eu zic în Hristos și în biserică. Și atunci, dacă această taină este mare, dacă familia este forma socială de bază întemeiată prin căsătorie, atunci când se prăbușește familia, suferim cu toții. De ce accentuez lucrul acesta? Pentru că nu numai că s-au dublat, dar s-au triplat divorțurile în ultimii ani. Și toate acestea se datorează faptului că multele păcate ce domnesc în lume erodează temelia familiei creștine, care la urma urmei este și un temei pentru o viață mai bună, pentru mersul înainte al societății. Și dacă din Evanghelia ce s-a citit la această sărbătoare realizăm că desfrâul și incestul sunt păcate care rod la temelia familiei, putem enumera și altele. Iată, Sfânta Biserică stăruiește ca în noua variantă a Constituției să se stipuleze clar: familia este formată dintr-un bărbat și o femeie și copilașilor. Nu putem realiza noi că familia poate fi formată într-alt fel. De aceea stăruim pentru lucrul acesta. Altfel, ceea ce se vihulează în lume, uniri consensuale, căsătorii de probă, ba și căsătorii între persoane de același sex, toate acestea sunt în fața lui Dumnezeu o spurcăciune, dar dărâmă temelia celei mai importante instituții de pe pământ, familia, care duce lumea înainte. Și atunci, în fața acestei realități, biserica, așa cum făcea Sfântul Ioan Botezătorul atunci, pe vremea lui, biserica spune, fără încetare, trebuie întărită familia. Familia este formată din soț și soție și copilașilor. Nu putem concepe un alt fel de familie. Sfântul Ioan, așa cum își imaginează imnograful sfânt, îl atenționa pe Irod. Și Irod avea o oarecare deschidere și o oarecare evlavie față de Sfântul Ioan. Dar se vede că și patima
ce îl ținea legat de cumnata lui, de Irodiada, era puternică. Iată ce zice imnograful în cântarea, ce s-a rostit aseară la vecernie. Nu ți se cădea ție, Irode, pe văditorul desfrânării să-l osândești la moarte pentru pofta diavolească și pentru înferbântarea spre turbată desfrânare. Nu ți se cădea ție să dai cu greșeală femeii celei fără de lege prea cinstitul cap pentru jurământul dat pentru joc. O, cum ai îndrăznit a face o ucidere ca aceasta? Și cum nu s-a ars spurcata jucătoare, aducându-l pe acesta pe tipsie în mijlocul ospățului? Dar noi, pe botezătorul, ca pe cel mai mare om născut din femeie, după vrednicie, cinstindu-l, îl fericim. Acum, toate aceste păcate, desfriul, despărțirea soților, sunt stimulate și de o situație socială, specială, în care trăim noi. Niciodată n-au emigrat așa de mulți oameni tineri din România din cauza sărăciei. Și ducându-se la lucru în apus, de multe ori, merge doar unul dintre ei, ori soțul, ori soția. Și premizele ca familia să se destrame sunt gata. Am cum câțiva ani, într-un drum prin Padova, chiar în biserica aceea măreață, unde sunt moaștele Sfântului Anton de Padova, o româncă cu un cărucior, cu un copilaș, și el plângea de nu putea fi mângâiată. Și am întrebat-o, de ce plânge? Și a zis așa, bărbatul meu de câțiva ani a venit în Italia. Și acum am venit la el și pe când am venit la el cu copilașul, el este căsătorit cu o altă femeie. Și această emigrare masivă stimulează înmulțirea desfrâului și a divorțurilor. Așa că noi ne rugăm Sfântului Ioan Botezătorul să ne dea puterea lui ca să-i putem îndemna pe tineri mai ales, tinerii care întemeiază familii, să le întemeieze cu mult temei. Și vor rămânea puternice dacă ei, și soții tineri, dar și cei mai puțin tineri, vor avea o viață religioasă normală. Pentru că această taină este mare în Hristos și Biserică. Și Hristos, care întemeiază taina căsătoriei, El este Cel care îi dă și putere să-și atingă scopul ei, comuniunea dintre cei doi soți, dragostea, nașterea de prunci, creșterea lor în frică de Dumnezeu și, până la urmă, mântuirea tuturor. Aceste lucruri ni le sugerează Evanghelia ce s-a citit în Sărbătoarea Mare de astăzi. Acum, Sfântul Pavel, inspirat de Iisus, își dădea seama că, înspre sfârșitul veacurilor, oricât ne-am strădui noi, vor fi și derapaje de genul acesta. Și iată ce scrie în a doua epistolă către Timotei, și cu aceste versete voi și încheia, în capitolul 3, versetele 2, 3 și 4. În vremurile din urmă vor fi oameni iubitori de sine, iubitori de argint, lăudăroși, trufași, uritori, neascultători de părinți, nemulțumitori, fără cucernicie, lipsiți de dragoste, neînduplecați, clevetitori, neînfrânați, cruzi,
neiubitori de bine, trădători, necuvincioși, încă în fac iubitori de desfătări mai mult decât iubitori de Dumnezeu. Dar cu toate acestea, că suntem realiști și știm că ele sunt prezente în lume, totuși știm și un alt lucru, că biserica întemeiată de Domnul Hristos, așa cum însuși a spus-o, nici porțile iadului nu o vor birui. Și atunci încercăm pe cât mai mult să-i ținem aproape de Domnul Hristos, de Sfânta Biserică, de viața creștină, ca în felul acesta, revin la gândul de la început, să întărim familiile creștine care stau la temelia societății românești și, în general, a societății europene și a societății din toată lumea. Și am zis că închei, dar nu pot să-mi amintesc pe unul dintre transilvanienii noștri, și intelectual de forță, și familist convins, și iubitor al tradițiilor noastre creștine. Este vorba de Ion Alexandru. Și el admira din cale afară familia creștină, care o dorim puternică și tare. Și gândindu-se la familia părinților lui și a bunicilor lui din Topa Mare, mică, a scris un poem întreg intitulat Casa Părintească. Și așa am dorit noi să fie casa. Cum a fost casa părinților, moșilor și strămoșilor noștri? Și zicea el așa: sat transilvan, căsuță de pământ, mușcată la fereastră, busuioc la grindă, ștergar curat, icoane pe pereți, ziua învierii și noaptea de colindă, rusalii bogotează și postul către pașii Maica Domnului în plină vară, holdele-s multe, secerători puțini, viața noastră țară milenară. Îl rugăm pe Dumnezeu să înmulțească numărul secerătorilor și să întărească temelia familiilor și biserica noastră creștină să meargă înainte ca idealul pe care Domnul Hristos ni l-a lăsat până la urma urmei să putem atinge mântuirea sufletelor noastre. Amin.